În ciclul europarlamentar încheiat recent, Ungaria a delegat comisarul pentru vecinătate și extindere. Acesta a promovat politica premierului Victor Orban, ceea ce a creat tensiuni în Comisia Europeană. Acum Orban propune aceeași persoană și are șanse mari de a fi respins în cursul audierilor. Care sunt procedurile de desemnare a noilor comisari europeni, îți spune Balas Barabas, editor Alef News. Odată cu realegerea ei în funcția de președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a trimis fiecarei țări membre cererea de a nominaliza o persoană pentru funcția de comisar european. Acest lucru trebuie să-l facă până la finele lunii următoare, deci până la finele lunii august. Este important de spus că aceste țări nu nominalizează comisari pentru anumite funcții, ci persoanele care vor fi propuse, vor fi audiate, va fi o discuție între Ursula von der Leyen și fiecare dintre aceste persoane propuse și la finalul discuțiilor, în funcție de experiența lor, competențele lor, Ursula von der Leyen le va desemna câte o poziție de comisar în diverse sectoare, bineînțeles. Apoi urmează audierile în grupurile de specialitate, comisiile de specialitate ale Parlamentului European. Vor fi audiați, vor fi testați pentru cunoștințele lor și se va da un aviz favorabil sau nefavorabil de respingere în funcție de situație. Apoi, undeva prin septembrie, comisarii europeni sau candidații pentru aceste funcții vor fi audiați din nou deja în plenul reunit al Comisiei Europene și al Parlamentului European, după care persoanele lor se vor supune la vot. Dar este vorba despre Oliver Varhey. El a deținut până acum, în ultimii 5 ani, funcția de comisar pentru politici de vecinătate și extindere. Aceasta înseamnă că toate politicile de extindere a Uniunii Europene, aici incluzând, bineînțeles, Moldova, Ucraina, Georgia, Serbia, Bosnia-Herțegovina, toate aceste discuții au fost conduse de Oliver Varhey. Nu au fost foarte mulțumiți partenerii europeni de prestația lui Oliver Varhey, deși el este un diplomat cu mare experiență, a lucrat în Uniunea Europeană și înainte de a fi comisar parlamentar, dar a promovat politica lui Victor Orban, de exemplu în cazul Serbiei, țară care nu îndeplinește multe condiții, nici economice, nici de respectare a statului de drept. A promovat spectaculos accederea acestei țări în Uniunea Europeană, dar au fost și alte probleme. De ce îl propune totuși Victor Orban în continuare pe Oliver Varhey? Există mai multe scenarii, printre altele se pare că cel mai probabil este că în secret Orban ar vrea să propuseze în această funcție o altă persoană, Enik Gyuri, care la fel este un diplomat cu experiență și foarte loială lui Victor Orban. Deci Orban este pregătit ca Oliver Varhey să fie respins în situație în care el poate să o promoveze pe Enik Gyuri.